Când mergeți cu mașina pe drumul european E60, ori către București, ori către Cluj sau Maramureș, nu se poate să nu fi observat, într-unul din satele care se înșiră de-a lungul șoselei, un turn la fel de frumos ca cel din Sighișoara, brăzdat însă de o crăpătură, care te face să te întrebi cu teamă oare câtă răbdare vor mai avea pietrele acestea, așezate una peste cealaltă de sute de ani. Turnul acesta se află în comuna Saschiz, care este singura localitate din patrimoniul UNESCO aflată la marginea unui drum european. Așezarea a fost întemeiată undeva pe la mijlocul anilor 1200, dar cum la început oamenii sunt ocupați să-și dureze un acoperiș, nu să completeze documente, prima hârtie care vorbește despre Saschiz, pe vremea aceea Chișt, apare doar la 1300. Da, Saschizul este atestat documentar la 1307. Prima atestare documentară este din 1307. A fost undeva la 1600 rivalul Sighișoarei. O atestă și acest turn cu cele patru turnulețe care dădea putere judecătorească acelei comunități. A fost o luptă politică între cele două comunități la momentul respectiv pentru a se decide care va fi centrul de putere și municipalitatea. Se pare că Sighișoara a câștigat, dar datorită tot condițiilor naturale, în speță Târnava trecând prin Sighișoara, a avut puncte mai multe pentru a câștiga războiul politic. Însă, de-a lungul timpurilor, Saschizul, prin potențialul agricol, era practic din zonă vestit ca fiind grânarul Târnavei Mari. Din potișul Târnavei Mari, Saschizul era cam cel mai mare producător de grâne. Și în paralel, localitatea Archita, nu din comuna noastră, din comuna Vânători, era mare producător de carne, de carne de vită, prin pășunile și fânețele avute la dispoziție. Istoria Saschizului, ca de altfel a întregii Transilvanii, a fost definitiv marcată de venirea, în jurul anului 1200, a sașilor. Ei au primit drepturi și obligații pe care și le-au păstrat până când au părăsit România, acum 50 de ani. În secolul al XIV-lea, Saschizul a fost chiar sediul unuia dintre cele șapte scaune, care era o formă de organizare administrativă a comunităților de sași. La acel moment, locuitorii Saschizului erau în cea mai mare parte coloniști germani, numiți în documentele vremii oaspeți. Până în 1420, ei obținuseră pentru Saschiz, de la regele Ungariei Sigismund de Luxemburg, și statutul de oraș. Totuși, câțiva zeci de ani mai târziu, localitatea apare în documente cu statutul de târg și numără peste 200 de gospodării, adică peste 1000 de locuitori, în marea lor majoritate agricultori, dar și meșteșugari, cum ar fi fierari, pantofari sau blănari. Rivalitatea pe care a purtat-o cu Sighișoara de-a lungul istoriei poate atesta faptul că Saschizul a avut o activitate economică dinamică, care nu a trecut neobservată dacă ne gândim că localitatea a avut și ea momentele ei de glorie. Pe la jumătatea anilor 1400 a găzduit o adunare a scaunelor secuiești și a fost vizitată de însuși Matia Corvinul, care pregătea o campanie împotriva domnitorului moldovean Ștefan cel Mare și care a și emis de aici o diplomă în ziua de 4 noiembrie 1467. Iar mai târziu, în 1662, principele Apafi a ținut la Saschiz, în cetatea de pe deal, dieta țării. Localitatea, comuna Saschiz, este o comună săsească. Amprenta sașilor se vede foarte bine la noi, atât prin obiceiurile pe care ni le-au lăsat, dar și fizic prin aceste imobile care dau de fapt statutul. Imobile, clădiri cu valoare de patrimoniu, cetate, turn, care dau și conferă statutul de, ca în 1996, localitatea noastră să fie cuprinsă în patrimoniu UNESCO. Saschizului se mai spune și comuna cu șapte biserici. Firește că nu toate au rezistat până ziua de astăzi, dar cea mai impozantă dintre ele
aflată în centrul localității, este biserica fortificată Sfântul Ștefan. Construcția a început în anul 1493, care este anul cumplitei invazii turcești în scaunul Sibiului, și a durat peste 30 de ani, dar la acest efort au participat cu bani toate cele 7 scaune săsești. Pe timpul ridicării bisericii, saschizenii erau scutiți de a participa la campaniile militare, iar voievodul Transilvaniei, Bartolomeu Dragfi, a permis comunității să confiște bunurile oricui se opunea construirii bisericii. Fiind închinată regelui Ștefan al Ungariei, biserica poartă numele acestui sfânt. Ca formă, este o biserică fortificată de tipul unei săli fără turn din epoca goticului târziu, având o singură navă, un cor lung și este probabil cea mai mare de acest fel din Transilvania. Clopotnița sau turnul de apărare este construit lângă biserică. Zidurile sale au o grosime de 3 metri la bază și este foarte asemănător cu turnul cu ceas din Sighișoara. În fereastra catului superior este așezată o sculptură din lemn, căreia localnicii îi spun Bogdan și care acompania, la fiecare sfert de oră, bătăile ceasului. Altă moștenire lăsată saschizenilor de sași este cetatea țărănească, care domină localitatea de pe vârful unui deal apropiat. Înconjurată de râpe, cetatea a fost, parese, ridicată pe ruinele unei fortificații romane. Ca și biserica, cetatea a fost făcută cu ajutorul mai multor comunități din zonă, mai precis 7 comune învecinate cu Saschizul, care astfel și-au câștigat dreptul de a se adăposti aici în caz de primejdie. Cetatea are o lungime de 92 de metri și 6 turnuri de apărare. În curtea interioară se aflau două heleștee cu pești, o fântână de 60 de metri adâncime, din care pornea și un gang subteran care ducea către comună, precum și o capelă care a funcționat până în anul 1927. Se spune că cei care urează cetății noapte bună aud un sunet compus din câteva silabe ca un ecou, care ar fi răspunsul unei fecioare bătrâne care a ajutat la construirea cetății și care s-a lăsat zidită în ea. Așadar, nu este de mirare că oamenii sunt atrași, fie ca turiști, fie ca investitori, de aceste locuri. Căutam să ne mutăm la țară și să începem o feliuță de turism rural și tot plimbându-ne pe drumurile din Transilvania, fiindcă vroiam de fapt să investim în partea aceasta, am văzut într-o dimineață frumoasă cetatea minunată pe deal, am văzut biserica fortificată, casele săsești și ne-a plăcut locul foarte mult. Și atunci am început să căutăm prin sat și să întrebăm dacă știe cineva ce case sunt de vânzare, că am fi dorit să luăm și să renovăm. Și am ajuns printre altele și în curtea acestei ferme săsești și ceea ce ne-a convins, așa ne-a cucerit inima, au fost câteva elemente. Faptul că de la toate ferestrele văd cetatea pe deal și eu dimineața când mă trezesc deschid geamul și zic bună dimineața cetate și seara când apune soarele mă urc pe deal în grădină și zic noapte bună cetate. Și după aceea faptul că în spatele grădinii începe pădurea de pini și al treilea element care m-a vrăjit a fost tâmplăria albastră. Albastru acesta săsesc și noi am și păstrat nuanța de tâmplăriei și pe cât s-a putut ușile acelea vechi și toate decorațiunile tâmplăriei din lemn, deci albastru săsesc. Iar un asemenea potențial turistic și economic are efectul de a-i ține pe tinerii locului acasă, ba mai mult, de a-i convinge și pe alții să se așeze aici. Anca este saschizeancă, iar Charlie și-a părăsit Franța natală, cucerit nu doar de soția sa, ci și de frumusețea Transilvaniei. Și știam că la capitolul de potențial stăm foarte bine, adică avem o biserică fortificată care e inclusă în patrimoniul UNESCO, avem pe deal cetatea, care e monument național de clasa A și care se pare că acum încearcă să o restaureze, deși astea sunt niște lucrări scumpe și care durează. Lângă biserică, mai nou, există o inițiativă și sperăm că anul ăsta să se deschidă un mic muzeu
Deci potențial există, plus activități, și pentru că suntem într-o zonă Natura 2000, deci avem și potențial natural și recunoaștere la nivel european, putem dezvolta tot felul de activități legate de, de natură. Nu știu, acum există un proiect al, al Fundației Adept, o să facă 80 de kilometri de drum pentru biciclete, traseu pentru bicicletă, care o să lege satele între ele și merge până la Sighișoara. Deja existau 15 plus 80, o să fie în jur de 100 și un pic de kilometri. Asta e activitate pe care ne dorim să, să o dezvoltăm, o să punem și noi umărul la eforturile lor ca să, ca să reușim. Mai există activități care pot fi dezvoltate legate de ghidaje pentru floră, pentru faună, care sunt extrem de căutate, de, în special de către turiștii străini. Dezvoltăm și propunem turiștilor activități genul o plimbare cu carul și căruța până la stână, să meargă să vadă și să înțeleagă cum trăiesc ciobanii, ce fel de viață au, să deguste din produsele lor și dacă chiar vor pot să participe activ la activități precum, nu știu, mulsul oilor și de hrănitul oilor, datul în strungă și așa mai departe. Îi ducem la cărbunar să vadă și să înțeleagă viața lor. Îi ducem la apicultorii locali care le explică cum ajunge mierea dimineața la micul dejun pe masă și tot viața albinelor care... Deci albinele n-au un contract cu supermarketul. Nu au. Nu, încă nu. Și că tu nu s-a aibă. Deocamdată muncesc și muncesc bine, nu au nevoie. Și legat de albine, mai așa că, de exemplu, în România nu există problemă, dar în altă țară, că în Franța, Germania, e problemă mare că încep să dispar. Albinele? Da, din cauza la utilizare la substanțe chimice, pe insecticide, pe câmpuri. Și a face că dispar și e o problemă foarte mare. Și încă aici nu e cazul și sunt foarte mulți albine și atunci chiar... străini care vin aici, care sunt bucuroși să pot să descoper viața și să înțeleg și, și să gust un miere de calitate foarte înaltă, la un preț foarte bun pentru ei. Frumusețea turismului este că creează locuri de muncă la toate nivelurile. Adică turismul nu înseamnă numai cazare și numai da, nu o să fie numai câteva familii care beneficiază de la asta. Nu, se creează locuri de muncă. Se creează un lanț. Un lanț. Exact, un lanț care se duce până la cioban cu animale, până la apicultori. Practic da, o rețea, exact, pentru că e legat, toate sunt legate și noi dacă, adică ca poate fiind așa, ca fiind noi vine turiști la noi, dar să vin la noi și să mai vin la noi, trebuie să aibă produse bune. Atunci o să fie o brânză bună, de exemplu, de saschis și servici. Și atunci și să aibă ceva de făcut. Și activitatea o ajută pe alta. Deci faptul că voi dezvoltați turism îi ajută pe cei care au animale, ferme. Asta e ideea, să câștige fiecare câte ceva spre binele și în folosul comunității. Și trebuie să fim foarte atenți la activitățile pe care le promovăm și la activitățile pe care încercăm să le dezvoltăm, pentru că oricât de benefic poate fi turismul, pe atât de reversul beneficului, atât de distrugător poate să fie. Deci asta de exemplu, un exemplu foarte simplu, dacă vrem biciclete aici, da, asta vrem și ne aduce, ar aduce oameni și iubitori de natură. În cealaltă parte nu vrem niciun ATV, de exemplu. Nu că oamenii în general... Aduce bani ATV-urile? Da, și oamenii de treabă, nu e problema, dar, de exemplu, e destul de agresiv pe teren, distruge teren, face foarte mulți zgomot și deranjează liniștea din câmpuri și pare așa niște anecdotic, dar e de fapt e foarte important. De altfel, Saschizul se află într-o zonă Natura 2000 și este protejată de reguli foarte stricte. Frumusețea locurilor, dar mai ales bogăția faunistică și florală, au determinat autoritățile europene să acorde acestui ținut protecția necesară unui sit natural, așa cum centrul istoric al comunei este patrimoniu UNESCO. În pădurile și pajiștile din jurul Saschizului trăiesc nenumărate specii rare, care din alte țări europene au dispărut, mai ales din cauza agriculturii intensive. Iar acum România este unul dintre puținele locuri în care mai există anumite soiuri de plante, insecte sau animale. De fapt, noi nu trebuie decât să ne folosim de ceea ce avem și să reușim să punem în valoare ceea ce avem. Să fim originali, să reușim să punem, să împachetăm
celor care ne vizitează ce avem noi tradițional, ceea ce ne produce natura, să arătăm natura celor care vin aici, să le-o prezentăm așa cum este ea în originalitatea ei și mai mult să nu o schilodim, să nu intervenim cum nu trebuie pe ea și să nu ajungem ca și natura noastră să fie ca cea din celelalte țări occidentale. Ori am avut o serie întreagă de studii făcute de cercetători și botaniști care au apreciat, spre exemplu, pajiștele din zona noastră ca fiind de o valoare inestimabilă, întrucât foarte multe din speciile de flori și ierburi se găsesc doar numai la noi. În vest, Europa au dispărut de mult. Și asta arată bogăția și valoarea zonei. În primul rând, a aerului curat, sănătatea plantelor și a naturii existente. Toată această bogăție naturală sau istorică îi obligă însă pe saschizeni la un anumit efort de a respecta ceea ce au moștenit, lucru care nu este întotdeauna simplu. După cum se știe, aproape 1 milion de sași și-au părăsit locuințele în anii 80-90, iar astăzi noii proprietari sunt tentați să folosească materiale moderne pentru a le întreține, ceea ce va strica atât aspectul caselor cât și potențialul turistic. Da, toată lumea vrea să se modernizeze, dorește termopane, polistiren și lavabilă, însă tocmai din aceste motive se pierde de fapt autenticitatea și valoarea arhitecturală a acestor sate. Nu este ușor, dar am început efectiv o cruciadă cu acest fenomen. Am prin finanțarea Ministerului Culturii am reușit să elaborăm și un ghid de bune practici pentru deținătorii de imobile cu valoare de patrimoniu. De fapt, toată localitatea Saschizii este cuprinsă în patrimoniu UNESCO și toți trebuie să respecte regulamentul de dezvoltare și modul de a construi și de a... E admis, se poate face, se poate moderniza imobilul, da, trebuie să aibă fiecare condiții pentru vremurile și timpurile în care trăim, însă aspectul trebuie să rămână cel autentic, dacă se poate, de acum 200 de ani. Se pot pune termopane, să respecte arhitectură, împărțeală, culoare, tot. Se poate pune, dar, bineînțeles, cum prevede și legea, cu autorizație. Cu avizul arhitecților de specialitate, nu poți să faci cum vrei. Deși este foarte greu, vă spun, foarte mulți cetățeni pleacă în străinătate, muncesc foarte bine, vin înapoi, repede, vor să-și modernizeze, să aranjeze și primul lucru termopane, primul lucru vopsea lavabilă pe case și e greu puțin, dar sperăm să... Le dăm amendă. Nu, amenda nu rezolvă problema doar prin puterea exemplului că celălalt a luat amendă, dar în mod special încercăm să-i convingem, să le murim, să le explicăm și se pare că mulți au înțeles și deja încep să... Istorie, nu neapărat istorie, dar nu ai voie să schimbi fațada decât așa, nu ai voie să faci decât așa. Am reușit să mă aducem și arhitect să le explice mai pe înțeles, mai încercăm să reușim să prindem o finanțare pentru a ne consulta în permanență cu un arhitect de specialitate. Pentru toți cei care intervin, să nu intervină decât haotic și așa cum dorește și cum crede fiecare sau orice nepriceput de constructor, decât cu cel puțin un acord de specialitate. Anca Danțeș este unul dintre proprietarii de pensiuni care nu a luat regulile de respectare a arhitecturii locale ca pe o corvoadă. Pensiunea sa este de fapt o veche casă săsească, căreia i-a redat, poate nu fără trudă, farmecul de altă dată. Iar a oferi călătorului, pe lângă excursia pe care o face el însuși într-un loc nou și o incursiune în trecut, se pare că nu este deloc o idee lipsită de farmec. Acum, pentru fiecare segment există de turiști, da, există, sau viceversa, pentru... Deci noi, cei din, să spunem, turism și din orice sfera serviciilor de lucru cu publicul, practic ne stabilim, să zicem, grupul nostru țintă, adică care ar fi cei care ne adresăm. Și eu vă spun sincer că eu n-am avut experiență în turism decât ca și turist. Și am călătorit mult și în țară și în afara țării. Și atunci când am
început să facem aici turism, am spus bun, am făcut un curs, nu avem studii în turism, suntem ingineri, dar hai să vedem, să fie un loc în care noi să ne simțim foarte bine și în care noi am mai revenit. Și atunci văd că până la urmă asta a prins la public, pentru că făcând ceva în care noi ne-am simțit bine, am reușit să-i mulțumim și pe ei. Și partea aceasta de întoarcere la ceva ce nu vezi tot timpul, deci vii dintr-o metropolă în care vezi numai blocuri și în care, nu știu, totul e pe bază de telecomandă și așa mai departe, și vii într-o oază în natură în care dimineața îți miroase în curte când ieși a fân și seara miroase frumos așa adie, a grajd și iarăși fân din prejur și e mirosul focului cu lemne pe care le ai destul de rar în viață și vezi acolo atingi iarba și vezi cum crește roșia și vezi cum se folosește îngrășământul natural. Deci e ceva, o evadare de la, eu știu, rutina de zi cu zi. Și partea de istorie, adică noi avem turiști care spun că se uită și la Clanța, care e veche de 100 de ani și asta îi face fericiți și se uită ce frumos este. Sau dacă ne uităm, avem un loc de care eu sunt îndrăgostită în pensiune, Buiandrugului Retăr, îi spun eu, care este deci un buiandrug, deci grinda de deasupra ușii, dar sub formă curbă. N-aș ști în viața mea să calculez un astfel de buiandrug și sunt convinsă că nici Valentin Retăr n-a știut, dar era partea de meserie, nu, învățată din tată în fiu și bunul simț. Să o calculeze. Exact, da, pe care a pus așa. Deci sunt niște lucruri care sunt, sau dacă vă uitați aici la zidul ăsta, e o combinație de piatră și cărămidă și de diverse culori și e ceva care îți dă o senzație de bine. Deci eu s-a schiz în momentul în care am terminat pensiunea și era primăvară acolo, am simțit o fericire cum de foarte mult timp și nu mai simțise și o relaxare, o stare de bine. La toate aceste lucruri se adaugă în sfârșit, ca în orice poveste, și un prinț. Prințul Charles al Marii Britanii. Una dintre străbunicele sale, Claudia de Redei, este născută în Transilvania, mai precis în localitatea mureșană St. George de Pădure. Înainte de 1989, prințul Charles lua, nu rare ori, poziție față de distrugerea patrimoniului românesc, dar și european, de către comuniști, iar în ultimii ani a venit foarte des în Transilvania. Și după cum se și știe, inclusiv Alteța Regală, prințul Charles ne vizitează mai în fiecare an, lucru ce ne bucură și ne face să ne și mândrim puțin. Aici avem o poză. Anul trecut am avut o vizită a Alteței sale regale, prințul Charles, care a venit la deschiderea unității sălii de producție. From August last year we've started to supply some two products to the Prince of Wales in England. He has three shops using his Highgrove label. And we have a honey. As you can see, it's in the center of their display and it's selling really well, and we have apricot preserve with his label on and his crest. And this is the story that he puts on the products. You can see behind the products there is a story as to why he's selling Transylvanian product in his shops in England. And you can see the story there. What? He came to visit us here at our facility last June, mm-hmm. Just 2 days after he finished the Jubilee celebrations. He was here in Saskies and he spent an hour going around our facility, tasting our products and hearing about the story of the impact that we're having in this area. Avem mare noroc cu prințul Charles, care ne vizitează de câțiva ani, chiar anual, și sperăm să-l vedem și anul ăsta. Dar e unul dintre cei mai buni ambasadori ai zonei. Ne bucurăm de fiecare dată când îl avem în preajmă.